găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Elena Parapiru, iar în această seară, în cadrul emisiunii Orașul meu, ne reîntâlnim cu domnul director al Casei Corpului Didactic din Galați, domnul Laurențiu Ichim. Bine ați revenit alături de noi, domnule Ichim. Sărmâna, bine v-am regăsit. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani tuturor. Și un an tihnit să fie. Un să an cu sănătate și tihnit. Ce ne pregătește Casa Corpului Didactic? Știu că aveți proiecte nenumărate. Nenumărate e un pic prea mult spus, sunteți prea amabilă să rămână, mulțumesc, dar noi păstrăm realitatea, avem proiecte, avem mai multe proiecte. Deocamdată cel mai important lucru pe care îl avem în derulare este crearea unui corp de experți în evaluare. Pe un ordin al Ministerului, binevenit și bine primit de colegi. Corpul de experți va avea în vedere evaluarea examenului de titularizare și de definitivat. Sunt două examene capitale pentru toți colegii noștri care sunt în învățământ. Cred că nu este care... niciun cadru didactic care să ia în derădere acest subiect. Nu. Sunt cele mai importante două examene. Examenele de grad le poți amâna, le poți da mai târziu, dacă, dar cele două examene titularizare înseamnă practic intrarea oficială în învățământ, iar definitivarea, stabilitatea, fixarea pe post, fixarea pe sistem, să spunem, pentru că toate cadrele didactice sunt titulare ale sistemului educațional, indiferent dacă au mers pe cele două posibilități de a intra în învățământ, titularizarea generală pe sistem sau titularizarea pe școală. Ce vrea corpul de experți și de ce lucrăm la constituirea grupelor acum? Corpul de experți vrea o armonizare a evaluării, în așa fel încât să nu mai existe discrepanțe. Discrepanții există și nu sunt foarte mari, dar se tinde către eliminarea în totalitate a lor sau în mare parte, pentru că orice evaluare este subiectivă, chiar o evaluare la matematică. Nu sunt un bun cunoscător al domeniului, dar consultându-mă cu colegii, îi spuneau că nu neapărat rezultatul, pentru metoda. Cei care sunt, metoda de a ajunge la rezultat se punctează. Modalitatea mai elegantă sau mai brută sau felul de a tinde către rezultat, chiar dacă la un moment dat pe parcurs s-a pierdut un semn și rezultatul nu este cel corect. Știu că dar inclusiv la poate... olimpiadele din materiei respective este punctată metoda, nu neapărat să se ajungă chiar la rezultat. Da, bineînțeles, pentru punctaj maxim trebuie să fie și rezultatul corect. E, la română, subiectivitatea în interpretare poate fi destul de mare. Pentru că avem, cel puțin la bacalaureat și aici trecem și la titularizare, că acest corp de experți în evaluare vine după ce a existat un program național, tot așa foarte bine primit, și care a anulat din diferențele de punctare la de capacitate la examenele naționale și la bacalaureat. De ce se numea programul? S-a derulat și a fost extraordinar de bine primit și util colegilor noștri. Pentru că în realizarea subiectelor, subiecte care, bineînțeles, vin Minister, IŞE, Institutul de Științe ale Educației, modalitatea de interpretare trebuie să fie cât mai unitară, iar baremul de evaluare și notare ar trebui să fie cât mai detaliat. În așa fel încât un subiect de respirație, cum este subiectul al treilea, sau cum este subiectul de pedagogie, de la titularizare, metodică și pedagogie, să ofere destule ancore, în așa fel încât un concept să poată fi punctat cât mai aproape de modalitatea pe care ar avea o interpretare și colegul care corectează la mâna a doua. În așa fel încât să nu mai avem. Dar oricum, evaluarea pe o disciplină ca limba și literatura română comportă un grad de subiectivitate. Întotdeauna va comporta un grad de subiectivitate. Dar și experiența contează enorm de mult, pentru că exact un subiect de genul acesta face diferența între un absolvent și un om care deja a fost la catedră 2, 3, 4 ani. Da. Participând între timp la examenul de titularizare. Bineînțeles, absolut. Bun, e șocul. E șocul celor 4 ore de examen. E șocul unui examen unde știi că ești punctat la sutime. E șocul unui examen care îți hotărăște viitorul. Două sutimi pot face diferența între oraș și județ, între urban și rural. E un efort foarte mare pe care îl faci și o presiune psihică. În momentul în care e ca la orice concurs. Ca la orice concurs. Dar mai mult pentru că e la începutul carierei. Iar examenele din facultate, celelalte examene, inclusiv bacalaureatul, și el presupune 3 ore, nu sunt atât de, cum să spun, greu primite ca examenul de titularizare, pentru că există și vârsta. Când ești mai tânăr, ești mai boiem, ești mai curajos, e examenul mai în ușor, chiar dacă el este greu. În momentul în care ești adult, deja ai o responsabilitate, vrei să intri într-un sistem, te uiți în jur ce spun colegii, ce vor face
face colegii. Are și latura asta de presiune psihică pe care nu ai când ești... Există când și ești oameni din școala veche care continuă să facă examenul de titularizare. Deci pentru care este un exercițiu constant. Da, dar aici e o altă, problemă. Vorbim despre lipsa posturilor. Catedrele s-au restrâns, populația școlară a scăzut, automat, intrând în restrângere, mulți dintre colegi nu găsesc și atunci, pentru a putea continua să predea într-o școală care nu își permite să facă o evaluare și să scoate la concurs un post pentru că nu-l poate garanta 4 ani, niciodată nu știm cum vor fluctua elevii într-o comunitate, dau acest examen care este obligatoriu și... Poate și o evaluare a cadrelor didactice din școlile respective ar fi oricând necesară. Probabil se și realizează aceasta prin inspecțiile care se... Și prin inspecțiile curente și evaluarea se realizează și se va realiza din ce în ce mai mult de managementul școlii. Și de ce spun un management asta? Care nu poate fi specializat în orice. Nu, un management care nu este specializat, dar care apelează la inspectorul de specialitate foarte bine. Și, bineînțeles, la șeful de catedră, da, care... ales fiind din rândul colegilor de specialitatea respectivă, este cel girat cu cea mai mare încredere, experiență și corectitudine. Iar școlile, mergând pe finanțarea per capita, vor avea din ce în ce mai multă nevoie de cadre didactice care să ofere performanță, care să știe să atragă. Și aici, la performanță, discutam că ea depinde. Eu sunt profesor de la Colegiul Industrial Elementar la Doamna. Unde am rămas, unde voi rămâne, unde mă voi întoarce când se va termina cu funcția de la Casa Corpului Didactic, acum peste 10 ani, peste 100, nu contează. Nu sunt la un liceu de centru, așa cum spun, da? Liceele considerate colegii de teoretice de mare valoare, LVA-ul, LMK-ul, în fine, pedagogicul și celelalte, CUZA. Elevii mei sunt specialiști într-un domeniu, în industria alimentară și alimentație publică. Ei nu toți respirația intelectuală de a fi olimpici, așa cum ceilalți, în momentul în care ar merge la un concurs pe meserie. Nu este cazul, nu ar avea aceeași manualitate și aceeași bucurie de a realiza un produs. Dar concursurile de gen sunt foarte bine punctate la Elena Doamna. Iar presa suntem cel mai bun liceu din țară. Exact. Suntem și presa chiar mulțumim cu ocazia asta că ne-a arătat acolo rezultatele, noi ne fiind un colegiu care să se laudă cu rezultate, preferăm să ne facem treaba bine. Ei, la limba și literatura română, elevii mei nu vor putea fi niciodată, toți elevii mei sau majoritatea sau același număr de elevi pe care i-am eu, nu vor putea fi niciodată detalii celor care sunt la un liceu de prestigiu teoretic, eminamente. Dacă mutăm profesorii între licee, vor obține cam aceleași rezultate. Aici vorbim de profesorii buni care știu să-și facă treaba și o fac cu drag și aplicare către. Contează foarte mult și opțiunea individului. Eu nu sunt bun la matematică, n-am fost niciodată bun la matematică, profesorii mei s-au chinuit cu mine să obțină rezultatul care să-mi permită să continui studiile, nemergând către olimpiadă. Am fost bun pe partea umană și atunci mi-am ales acolo să merg. Corect, dar a trebuit să faceți un efort foarte mare pentru a echilibra lucrurile. Asta ne gândim că în momentul acesta școala românească este oarecum închistată în niște tipare destul de vechi. Trebuie într-adevăr ca elevul să jongleze și să țină toate portocalele cu două mâini. Da. Nu există nicio posibilitate de reformă reală, pentru că într-adevăr de reformă suntem tot sătui, se întâmplă în fiecare an în educație. E greu să ai o reformă generală. E foarte greu să ai o reformă generală, să schimbi totul. Schimbarea ține și de paradigma culturală, ține și de cutumă, ține de specificul național, ține de specificul local. Gândiți-vă la județele care au silvicultură. Gândiți-vă la județele care au petrol și gaze. Deci, ține o analiză extraordinar de bună a mediului local, a dezvoltării mediului local. Și aici managerul școlii își va, în strânsă legătură cu comunitatea, își va proiecta viitorul liceului respectiv. Iar finanțarea, această finanțare per capita, pe care toată lumea o consideră că nu ar fi bună. Nu, ea este bună, nu este suficientă. Într-adevăr, cuantumul, nici eu nu sunt de acord cu cuantumul plății pe ele. Mi se pare prea mic. Ăsta este efortul bugetar pe care poate face guvernul, pe care îl putem face cu toții până la urmă. Dar această finanțare și atragerea elevilor se va face în directă relație cu calitatea profesorului de a-și vinde marfa. Nu neapărat un teoretician extraordinar de bun, cât un pedagog foarte bun. De asta am zis că deocamdată sunt un profesor. Am trecut de stadiul de prestator de servicii educaționale și acum suntem toți la început. Nu mă feresc să spun asta și dacă sunt colegi care nu sunt de acord cu mine. Nu sunt de acord este cu mine. Este cumplit în primul an de învățământ. Dar, primii 3 ani de învățământ. Cel puțin 3-4 ani de învățământ, pentru că e o confruntare cu
modalitatea de percepere a materiei tale de către elevi. Dacă tu te mulțumești și fii foarte bun la a îți ține lecția, la a comunica acea cantitate de cunoștințe pe care o ai de transferat, nu e suficient. Feedback-ul este important. Modul în care ceea ce ai transferat tu are impact și rămâne elevului. E modalitatea în care elevul îți pune o întrebare, care tipul de întrebare. E o întrebare de clarificare, e o întrebare care dorește aprofundarea. Atunci îți dai seama că îți schimbi metoda de predare în timp. Pur și simplu capeți o metodă până la urmă. Capeți o metodă și ți-o schimbi și ți-o adaptezi continuu. La sfârșitul facultății e clar că nu ești profesor. Nu. Deși poate îți dorești din tot sufletul. La sfârșitul facultății ai niște competențe bine determinate. Exercițiul fixează, cristalizează. De asta am spus că sunt trei categorii. Prestatorii de servicii educaționale sunt cei care intră și își doresc să facă asta și au har. Pentru că dacă intră doar pentru... Nu, n-au cum să intre pentru bani. Un profesor nu câștigă mai mult de 800 de lei în primii ani de învățământ. Un profesor cu gradul 2, cu o vechime de gradul 2, nu câștigă mai mult de 1100, 1100 și ceva. Un profesor cu gradul 1 ajunge la 1400 la prima vechime. După care vechimea, bineînțeles, gradații de medici și celorlalți lucruri. Da, dar profesor li se spune, da, dar tu ai puțin de lucru, n-ai mare lucru de făcut, te duci 4 ore pe zi la școală, după care salutare, mai plecat acasă și îți vezi de ale tale. Bine, asta nu ne întreabă nimeni pe oameni câte maldere de hârtii trebuie să completeze. Bun, nu neapărat câte maldere de hârtii trebuie să completeze, asta e defecțiunea de percepție, ci cât de mult lucrezi pentru a putea sta la 4 ore acolo. Și asta. Că în momentul în care pleci, de asta am zis că uneori mi-aș fi dorit să fiu strungar, nu știu, să fiu tâmplar, să fiu ceva. În momentul în care am terminat cele 8 ore, să plec, da, și acasă să nu mă urmărească nimic. Eventual câteva gânduri despre ce să fac a doua zi. Dar în momentul în care plecăm acasă, plecăm cu cărți, plecăm cu lucrări, plecăm cu situații de încheiat, fixăm niște ședințe cu părinții, încercăm să atragem cât mai mulți părinți în actul educativ, pentru că nu poate, din păcate, școala să suplinească ceea ce face familia. Școala face mult, încearcă să facă mult. Mulți consideră școala o parcare, dar mulți dintre cei care chiar nu au copii. Aici mă doare sufletul. Sunt mulți dintre cei care nu au copii care consideră, noi, școala e o parcare și școala trebuie să-l formeze. Păi da, dar la școală stă 4 ore, 5-6, da? Depinde. Poate sta mai mult, da? Avem after school sau e o comasată, da? O săptămână cu... Și stă 10 ore la școală, elevul respectiv, se spune. Dar restul stă acasă, vacanțele, e acasă educația, trebuie, latura de preponderent, formare. Preponderent, lucrurile se întâmplă în afara acasă. Școlii. Și atunci, mulți dintre părinți au înțeles și vin. Din ce în ce mai mulți părinți vin la școală, se consultă, fiecare cu problema lui, pentru că, așa cum am mai spus, e ca la doctor, când te duci cu durerea ta, ea ta e cea mai importantă. Pe hol sunt mulți. Așa, copilul tău este cel mai important. Sunt foarte mulți copii acolo care poate au probleme mai mari, poate au probleme mai mici, nu te interesează. Al tău are o problemă. Și altul. Perfect, adevărat. Și dar profesorul trebuie să adapteze tuturor acestor situații. Și gândiți-vă că, spre deosebire de alte meserii, în fiecare zi întâlnești 150 de oameni. În fiecare zi ai intrat la 6 ore, da? Ai 3-10 într-o clasă, da? Ai 180, ai 5 ore, ai 150. Gândiți-vă, sunt 150 de personalități. Sunt clase de niveluri diferite. Predai diferit la fiecare nivel de vârstă. Încerci altceva să transmiți. După care, colegii, părinții. Sunt sute de oameni care te întâlnești zilnic. Că sunt aceiași, da, dar oamenii nu sunt la fel în fiecare zi. În fiecare zi noi înșine putem fi altfel. Astăzi suntem fericiți, mâine aflăm că avem o problemă, păi mâine am câștigat la loto și suntem dezinteresați de orice altceva. Răspăi mâine aflăm că avem o boală și suntem foarte focalizați pe treaba asta și nimic nu ne mai interesează. Perfect, adevărat, punctul dumneavoastră de vedere. Dar dacă mutăm optica către elev, pentru că în zona aceea se centrează învățământul privat, să zicem, care propune și el niște variante de lucru, centrate pe cât poate elevul să facă și amplificarea lucrurilor pe care el poate să le dea pentru educație. La fel, homeschooling-ul începe să crească în România. Ce înseamnă, ce semnale aduc aceste lucruri? Faptul că totuși societatea dorește altceva de la școală decât să compătimim la nesfârșit pe dascălul de la catedră? Nu, dorește o completare și orice metodă alternativă este foarte bună. Educație e autoeducație. Dumneavoastră, eu, mulți dintre noi, am stat și ne-am rost coatele în bibliotecă. Nu aveam acces la internet, acum avem acces la internet, dar dacă mergem numai pe internet, avem iarăși o problemă. Lucrurile nu se pot suprapune în perfecțiune. Mergem tot la bibliotecă. Orice soluție este bună. Educația noastră, dacă e să vorbim de sistem în sine, nu e un sistem rău.
Dar orice sistem e perfectibil. O schimbare radicală ar presupune o schimbare totală de paradigmă în ceea ce înseamnă solicitare din partea elevilor. Mulți dintre elevi și aici, sistemele atât de ridicate în slăvi și care, într-adevăr, au niște rezultate foarte bune, se bazează pe o credibilitate a părinților foarte mare. Da? În ceea ce privește decizia pe care o pot lua dascăle și orientarea de timpuriu a elevului către o meserie unde poate să-și manifeste și talentul și capacitatea de lucru și forța de lucru. Aici, în general, părinții noștri doresc din ce în ce mai mult pentru copiilor, de fiecare dată mai mult decât au avut ei, și e normal, dar fără să analizeze forța copilului. Da, vreau să-l fac medic. Medicii, de bine de rău, câștigă. Da? Vreau să-l fac, nu știu, IT-ist. Dar poate nu poate fi un IT-ist foarte bun, dar poate fi un regizor foarte bun de film. Poate nu e un medic foarte bun, dar e un profesor foarte bun și un profesor foarte bun, poate câștiga, poate publica, poate participa în proiecte. Acum sunt proiectele europene, care au și un control extraordinar. Deci sunt, eu n-am auzit în educație mari probleme pe proiectele europene. Prin construcție, prin asta. Pentru că, de obicei, cei din educație piticește și au toate foile la mână și verifică în așa fel încât să se încadreze în acel ghid. Și atunci și toate controlele. Pentru că ei sunt mulțumiți să aibă un produs cu care ies. Câștigul nu este pe primul loc. E important. Da, dar iată că produsul a ceea ce se întâmplă pe plan educațional în România uneori poate să lase părinții fără copii în afară, cum este cazul norvegian, care în momentul ăsta face ravagii pe rețelele de socializare. Acolo un copil sau doi copii care sunt auziți cântând imnuri religioase, lucru absolut firesc în România, da? Pentru că noi avem și oră de religie. Corect. Acolo sunt confiscați familiei. Da. Considerându-se un abuz din partea celor apropiați, a celor care îi cresc pentru inocularea unor credințe. Știți cum e? E un subiect sensibil și în mod sigur trebuie... este un subiect delicat, dar iată că este un subiect care, repet, distruge aproape o familie. Copiii aceia deja intră în procedură de adopție. Așa este. Nu comentez rațiunea prin care s-a ajuns la nivelul Norvegiei la decizii de genul ăsta. Însă, la nivelul nostru, cred că așa cum este situația în prezent, și bineînțeles că orice sistem, orice tip de educație, orice materie, da, poate fi îmbunătățită la nivel de metodă, la nivel de predare, la nivel de acceptare și de primire de către beneficiar. Nu ar fi rău. Ora de religie își are rolul ei. Suntem o țară ancorată bine în sistemul religios. Ortodoxi au o aplicare către religie. Asta dacă considerăm România ortodoxă. Bine, vorbiți de majoritate. Okay. Vorbiți de majoritate. Și de toate religiile în sine. Că este o opțiune a elevului și elevul are posibilitatea de a opta să meargă la ora de religie sau să nu meargă la ora de religie, urmând să meargă în sala de lectură, în sala de internet a școlii, în laborator de informatică, dacă este liber. Are alte posibilități de desfășura timpul în ora de religie, dacă se consideră că nu trebuie să meargă. Cei care merg, într-un fel, suplinesc lipsa de putere a bunicilor de a educa religios și a părinților. Pentru că la noi, de obicei, bunicii sunt cei care merg pe latura educației religioase, părinții fiind atât de prinși în ceea ce înseamnă nevoia de a asigura un venit pentru ziua de mâine, încât nu mai au timp. Filtrul predării religiei în școală e făcut de Biserica Ortodoxă și, bineînțeles, de celelalte biserici. Care sunt competențele didactice ale Bisericii Ortodoxe? Până la urmă, la asta trebuie să ne și referim, pentru că sunt copii care vin acasă și reclamă tot felul de minunății care le sunt spuse și care le sunt inoculate de către profesorii de religie. Sunt lucruri care nu se regăsesc nici în manuale și nu se regăsesc, bineînțeles, nici în cărțile de specialitate, cum ar fi Biblia. Da, e într-adevăr o carte de căpătăi. Nu știu, aici trebuie analizat de la caz la caz. Trebuie văzut și copiii cât de mult adevăr spun și care a fost forma în care s-a spus un lucru care nu este în conformitate cu programa sau cu manualul. Pentru că la un moment dat pot fi doar speculații sau pot fi doar paranteze pe care copiii să le considere mai importante decât conținutul în sine și atunci să interpreteze în mare proprie ca un lucru ne la locul lui. Să-l transmită acasă, părintele imediat să se aprindă pentru că
protecția copilului e pe primul loc pentru el și de aici să escaladeze o situație care uneori nu e conform cu realitatea. Pentru că, na, și copiii au subiectivitatea lor. Sau poate profesoara de religie sau profesorul de religie în ziua respectivă i-a atenționat că nu au cel mai bun comportament. Și atunci e și o mică dorință de răzbunare. Da, în loc de predarea religiei, nu putem să ne axăm pe o istorie a religiilor sau lucruri de alt gen, care să nu implice, nu știu, formarea unui cod propriu moral? La nivelul Institutului de Științe Educației, la nivelul Ministerului, sunt comisii de specialitate care analizează și probabil că se va ajunge la o adaptare dacă se va considera că, într-adevăr, e ceva care poate fi îmbunătățit sau poate fi transformat, probabil că se va face lucrul ăsta la nivel central, fără îndoială. Să ne mutăm către un subiect ceva mai ușor, mai light. Nu, de, întotdeauna, mai senin. Ce ține de sănătate, ce ține de religie și de principii, e greu de analizat în detaliu și de la caz la caz fiecare interpretează într-un anumit fel. Dacă ne uităm la extremiști, ei, în felul lor, cred în treaba asta. Noi suntem oripilați de faptul că se poate întâmpla așa ceva. Pentru ei e un lucru firesc. Îi așteaptă acele fecioare în rai, în fine, nu vreau să comentez. Este adevărat, atâta timp cât și noi prezentăm o singură opțiune, nu știu dacă ne îndepărtăm foarte mult de conceptul extremist. Da. Noi oferim posibilitatea de alegere. Avem posibilitatea de alegere. Este relativă, ca să nu vreau să combatem la nesfârșit. Haideți să ne referim și la Școala Gălățeană, la revista Casei Corpului Didactic, către ce se îndreaptă ea în 2016. În 2016 revista va avea două rubrici noi. Deocamdată ne gândim cum le intitulăm, știm ce vrem, dar pentru că vrem să deschidem cât mai mult revista tuturor colegilor, indiferent de cum se evaluează ei înșiși. Noi ne confruntăm de multe ori cu o mare problemă la revistă. Revistă care merge pe al 26-lea an de acum, de apariție neîntreruptă, să rămână. Meritul meu nu este atât de mare în prezent cât... Este pentru că, iată, dovediți consecvență în apariția revistei. De 5 ani, cu tot sufletul mă ocup de ea, așa cum știu bine toți colegii, fără a avea vreun beneficiu, este absolut o muncă pe care o fac cu drag. Alături de domnul profesor Nazare, bine, părintele școlii Gălățene și doamna Stanciu și domnul Late și cei care au fost în domnul Anul Felea. Anul trecut ați participat la acea ceremonie absolut deosebită pentru 25 de ani. Și vom continua cu două rubrici noi pentru că avem o problemă. Mulți dintre colegii tineri consideră că e prea mult pentru ei. Că spune, există un filtru în redacție. Scrieți. Redactarea unui text. Da. E prea mult pentru ei să încerce, chiar dacă au impresia că mulți dintre colegi că acolo trebuie să trimită cei care au experiență în spate și nu. Poți avea valoare chiar dacă ești la început. Și deci, din timiditate nu trimit articolele. Sau trimit articolele, dar ei înșiși le cenzurează în așa fel încât să fie cât mai micuțe, să transmită în esență ceea ce vor să spună. Și noi nu de asta avem nevoie. Avem foarte multe materiale pe care avem un prim filtru, dacă e să vă spun din bucătăria internă, e perisabilitatea lor. Dacă e un material care nu e perisabil și e de anvergură, putem să-l publicăm și mai târziu. De asta zic, noi vrem să deschidem până astea două rubrici cât mai mult accesul tinerilor, să le creăm curaj, să fie niște rubrici cu materiale mici, dar pe aplicarea cadrului didactic în activitatea directă în clasă. Nu teoretice. Teoretice putem scrie toți. Mergem la bibliotecă, scriem, publicăm, nu putem scoate o carte. Aș vrea Școala Gălățeană să arate ce face școala, nu ce trebuie să facă școala la nivel didactic, ce face în fiecare zi. Este planul unei reviste foarte vii. Asta trebuie să fie. Asta trebuie să fie, pentru că astfel există un schimb de experiență între colegi care poate n-au ocazia să se întâlnească. Revista ajunge în tot județul. Cele 2000 de exemplare ajung în fiecare școală din într-adevăr, județ. Acesta este un avantaj incredibil. Sunt colegi care observă în nordul județului, având un acces mai dificil către, că într-o școală din Galați s-a aplicat o anumită metodă la o anumită clasă, vizând anumite obiective, anumite competențe și s-a reușit rezultatul respectiv. Preia, îmbunătățește la rândul lui, dezvoltă, merge pe altă parte. Trebuie exemple clare la clasă. Cum predăm un anumit lucru, să fie mai bine perceput de elevi. Cum obținem un anumit feedback din partea elevilor printr-o metodă?
și cu a plecat la clasă. Și așa, acest schimb de experiență pe care nu poți să-l faci centralizat, ar fi extraordinar de frumos, să putem să întâlnim toți profesorii de fiecare specialitate în parte, o dată pe lună. Ce ai mai făcut tu, ce am mai făcut eu? Dar, în primul rând, ar trebui 3 zile să vorbească toți profesorii, sunt foarte mulți, da? Vorbim numai la limba română de un număr foarte mare de colegi, sau la celelalte specialități. N-ai cum. Păi când așa, unul transmite un lucru, celălalt îl preia, îl îmbunătățește, vine, intervine pe el, da? Găsește în el punctul de plecare pentru altceva și la rândul lui publică produs. Asta vreau să fie. Pentru că o revistă teoretică e... vom avea și partea de teorie, bineînțeles. Iar de anul ăsta am schimbat, nu mai sunt personalități ale întregului, spunem, ale țării, da? Personalități naționale pe prima pagină, ci doar personalități locale. Și încercăm să promovăm personalitățile locale, da? Să le reamintim gălățenilor că au de ce să fie mândri că sunt gălățeni. Orașul ăsta a dat oameni mari, a dat profesori extraordinar de buni, a dat din toate domeniile. Probabil că în momentul în care ne regăsim ca identitate, atunci știm și ce avem de făcut mult mai clar, mult mai bine. Trebuie decât să ne iubim orașul, așa cum e. Dacă nu ne iubim orașul, plecăm. Dacă alegem să rămânem, atunci trebuie să ne iubim orașul. Urăsc să stau în oraș și să-mi înjur orașul. Nu pot să o fac. Am multe lucruri care mă nemulțumesc. Și mă întreb, eu cât de mult am putut să fac? Atât. Hai să fac eu mai mult. Și poate altul va face și el mai mult. Unii dintre noi avem un simț al ridicului, probabil, mult prea dezvoltat și din cauza asta lucrurile ne trag înapoi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară, domnule Ichim. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mai aștept și mai avem subiecte de discutat, nu le-am terminat. Cu tot drag întotdeauna. Încă o dată la mulți ani, să aveți un an nou bun și dumneavoastră la fel, doamnelor și domnilor, și vizionare plăcută în continuare. La revedere!